Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a fost fondată prin decretul președintelui Republicii Moldova la 23 aprilie 2007. Astăzi reprezintă un centru educațional de interes național, în care se îmbină armonios activitățile de învățământ, inovare, cultură și cercetare științifică. Salutare și bine v-am regăsit la emisiunea Alma Mater! Ne aflăm la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, care în prezent îmbracă un nou titlu, Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, cunoscută drept un promotor în domeniul științei. Aici vin să învețe cei care își doresc să descopere și să aplice cunoștințele științifice în folosul întregii omeniri, dar și cei care vor să dezvăluie tainele cercetărilor științifice. Baza hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 22 februarie, curent, fondatorul instituției universitare a devenit Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Astfel, la 28 martie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a fost redenumită Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir. În urma discuțiilor și consultărilor dintre administrația universității, corpul profesoral și studenți s-a decis ca instituția să poarte numele domnitorului Moldovei, întrucât Dimitrie Cantemir a fost primul om de știință cunoscut la nivel internațional, un mare cărturar care a abordat în lucrările sale mai multe aspecte din diverse domenii ale științei universale. Nu întâmplător, cea mai înaltă distincție a Academiei de Științe a Moldovei este medalia Dimitrie Cantemir. Instituția reprezintă nucleul de unde pornesc la drum fizicieni, matematicieni, biologi, chimiști, dar și alți specialiști în domeniul științelor exacte, științelor nature și a celor socio-umanistice, mulți dintre care ajung cercetători cu renume din Republica Moldova. Învățământul universitar de licență este organizat în cadrul a trei facultăți, Facultatea Științe ale Naturii, Facultatea Științe Exacte și Facultatea Științe Socio-Umanistice. Procesul de instruire se realizează în cadrul universității și în institutele Academiei de Științe. Obținerea competențelor are un parcurs multidimensional, universitatea oferind săli de curs, laboratoare de instruire și de cercetare, dotate cu utilaj modern, care în ansamblu contribuie la dezvoltarea intelectuală și formarea profesională a studenților. Întotdeauna am fost curioasă să aflu cum se realizează în realitate o expertiză ADN. De aceea, astăzi, împreună cu voi, vom avea posibilitatea să aflăm acest lucru de la mici cercetători care vor face o extracție din material biologic. La specialitatea Biologie Moleculară din cadrul Facultății Științe ale Naturii, în laboratorul de genomică, studenții realizează electroforeza în gel de agaroză pentru a determina polimorfismul la planta lupoaie, cunoscută drept o plantă erbacee parazită care dăunează în special culturile de floarea soarelui. La acest dispozitiv se agită și se centrifugează probele, iar Vadim ne va spune mai multe detalii. Fiecare probă în parte le agităm, le-am agitat. Și acum trebuie să le centrifugăm. Așteptăm și atât procedură. Și acum probele sunt gata pentru introducere în amplificare. Ți-ți place să faci acest lucru? Da, foarte mult. În laborator asta e pasiunea mea. Îți dorești să devii un cercetător? Da, foarte mult. Dacă să am această posibilitate, să încerc să devin un mare cercetător științific. Respectiv, cu micropipeta vom lua din probă, introduc în gel, în buzunărașele care sunt făcute. Urmează ca el să fie conectat la sursa de curent și el va migra. Ulterior, noi vom privi la electroforeză ca să vedem cum au migrat. Acum gelul cu probele de ADN va fi fotografiat la transiluminator pentru ca să vedem ce rezultat am obținut. Gelul este plasat pe transiluminator datorită razelor ultraviolete
și substanței fluorescente care a fost introdusă, putem vedea benzile care au migrat. Am obținut secvențe amplicone de ADN-ul lupoaiei, care este un parazit al florii soarelui, care parazitează rădăcina acesteia și respectiv afectează foarte mult productivitatea și creșterea acesteia. Laboratorul nostru de genomică, la solicitarea diferitor agenții economici, persoane fizice și în cadrul diferitor cercetări, se ocupă cu testarea organismelor modificate genetic din produse alimentare neprocesate și culturi agricole. Centrul de nostru se axează și pe alte direcții de cercetare științifică în diferite direcții, cum ar fi rezistența specifică a plantelor de cultură la diferiți patogeni. Studiul polimorfismului și variabilității fiziologice și biochimice a diferitor populații de plante medicinale. Cercetările noastre au fost apreciate la nivel internațional. În acest laborator, studenții realizează prezența nitraților în produsele alimentare de origine vegetală. În cadrul acestei activități practice, studenții au pregătit extracte din diferite produse alimentare. Nitrații sunt unii din compuși care dăunează grav sănătății noastre dacă sunt administrați în cantități destul de mari. Astfel, determinând prezența lor, putem evita consumul produselor care au o concentrație sporită de nitrați. Mai întâi de toate vom lua acest extract. Este un extract din ce? Este un extract din castravete. Cel plasăm pe lamă. Și trebuie să vedem cum va interacționa acesta cu difenilamida. Apariția acestei culori albastre, acestui inel, este dovada faptului că este o concentrație foarte ridicată de nitrați în acest produs. Este binevenit faptul că atunci când vom procura ulterioarele produse pe care le vom consuma, să fie trecute prin apă. Să le ținem câteva minute în apă, înainte de a le consuma. Sigur, da. Câte minute este necesar? Cred că este suficient 5-10 minute să le ținem în apă. Iar eu voi testa prezența nitraților în varză. Și voi pune o picătură pe această lamă din extractul de varză. După aceasta, voi lua difenilamidă, tot o picătură. Am obținut o culoare albastră, ceea ce denotă iarăși că varza noastră are nitrați în exces. Facultatea Științe Exacte pregătește matematicieni, chimiști, fizicieni, specialiști în informatică. Ion este student în anul întâi la chimie și a descoperit pasiunea față de acest domeniu în clasa a 9-a, când a început să studieze la școală chimia anorganică. Atunci a decis să continue această cale. Pentru a acumula mai multă experiență în domeniu, s-a angajat în laboratorul de chimie organică, unde, împreună cu cercetătorii științifici ai Institutului de Chimie, participă la producerea substanțelor naturale. Primim o probă de substanță, sulfat de cupru, noi nu știm concentrația, trebuie să o aflăm, după care masa. La început, cu ajutorul pălnii, ducem proba cantitativă în balonul hotat. Apoi trebuie să aducem la cotă. Acest experiment ne ajută să aflăm concentrația substanțelor, ca în viitor să le putem folosi la alte experiențe. Aș vrea să devin inginer chimist. Obținem compuși organici, dar de natură naturală. Sens că din plante naturale, deja ulei eteric sau ceva de genul pe care se folosește mai departe. Din plante în care încă nu s-au extras sau care zic că nu se poate de extras. La Facultatea Științei Exacte, ca și celelalte facultăți, avem pentru ciclul 1-3 tipuri de practică, de inițiere în specialitate, de specialitate în anul 2 și de licență în anul 3. În cadrul acestor practici, studenții și masteranți au posibilitatea să-și selecteze tema de cercetare, de cum fac cercetările nemijlocit la această temă. Pe lângă practică care o realizăm noi aici, noi în universitate, organizăm și mobilități. De exemplu, anul trecut, împreună cu studenții de la specialitatea informatică și chimie, am fost în Cehia, Universitatea Tehnică din Ostrava.
La sfârșitul anului 2016, Universitatea a inițiat un proiect de finanțare cu familia marelui savant Mircea Ciuhri. Astfel, în cinstea marelui virusolog, una din sălile de curs care îi poartă numele a fost dotată cu mobilier, calculatoare și tehnică performantă. O realizare la fel de importantă a instituției îi revine funcționării unei platforme educaționale online care asigură o corelare eficientă de implicare în procesul instruirii și de motivare a studenților pentru activități individuale. Această platformă este foarte utilă deoarece fiecare student își vede nivelul și deja răspunsul este automat, adică răspunsul la întrebările greșite este automatizat, după care studentul poate verifica cunoștințele și apoi să mai facă din nou testul, fără a mai emite oarecare erori. Cu ajutorul acestei platforme, noi simplificăm cumva și facem mai dinamic procesul de studii pentru studenți. Ei pot accesa în orice moment, din orice loc, toată materia necesară pentru bună asimilare a informației necesare pentru cursuri. Pe această platformă se pot face diferite teste, sunt glosare, sunt mai multe mijloace necesare îmbunătățirii și dinamizării procesului de studii. Un curs nou care a fost introdus în curricula universitară pentru masteranți este bioinformatica, un domeniu al științei în care, poate paradoxal, dar biologia, știința despre calculatoare și tehnologia informației se contopesc într-o singură disciplină. În domeniul bioinformaticii am avut un proiect pentru tineri cercetători, în cadrul căruia a fost editată o carte, o puteți vedea aici, principii de căutare și utilizare a informațiilor în bazele de date bioinformatice. Deci este vorba despre cum cercetătorii să realizeze review-ul literaturii într-un anumit domeniu. Este necesară dezvoltarea acestui domeniu pentru o analiză mai eficientă a datelor biologice și medicale, care la moment sunt într-o continuă creștere, într-un volum colosal, care este nevoie de instrumente eficiente pentru a fi analizat. Universitatea se poate mândri cu personalități ilustre care au contribuit la dezvoltarea științei în Republica Moldova. Un asemenea exemplu este Ilie Boian, unul din autorii Hărții Climatice a Lumii, dar care a editat și o serie impunătoare de manuale, suport de curs în domeniul geografiei. Astfel, universitatea dispune de o bază materială bogată pentru desfășurarea orelor. Aici se fac lucrări laborator și la geografie fizică a Republicii Moldova, la geografie fizică a continentelor și oceanelor. Noi utilizăm pilar, clar că baza materială a institutelor, în primul rând de profil, a Institutului de Ecologie și Geografie, care se află aici în mijlocita apropierii, și a Institutului de Geologie și Seismologie. Scopul concentrării resurselor materiale și intelectuale pentru desfășurarea activității de formare profesională și perfecționare a cadrelor științifice, în 2008, pentru prima dată în Republica Moldova, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a creat Clusterul Educațional Științific Univers Science, prin asocierea Universității Academiei de Științe a Moldovei cu Liceul Academiei, Institutele de Cercetare, Biblioteca Științifică Andrei Lupan, precum și mai multe întreprinderi de stat și mixte de la noi din țară. La baza fondării acestei instituții a fost pusă noțiunea de cluster, de integrare și de juncțiune între diferite instituții pentru a putea implementa tehnologii performante educaționale, tehnologii de cercetare și pentru a oferi și a obține plus valoare de la acest efect cumulativ de interacțiune între o structură de pregătire a cadrelor fondată pe baza instituțiilor cu experiență. Mai mult ca atât, în baza clusterului educațional științific, universitatea se poate mândri cu un număr mare de studenți, care la diferite competiții au reușit să obțină burse de merit și burse guvernamentale. În acest fel, studenții au posibilitatea să conlucreze cu savanți și să participe direct în procesul de cercetare în cadrul proiectelor naționale și internaționale. Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a semnat acorduri interuniversitare cu mai multe țări din lume, cum ar fi România, Federația Rusă, Maroc, Italia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, China, Georgia și multe altele.
Datorită unui efort considerabil, studenții au reușit să obțină performanțe bune în diverse domenii. Astfel au fost oferite burse de merit din partea președintelui Republicii Moldova, a Guvernului, burse din partea Consiliului Rectorilor, Case Regale, Nisami și Bursa Mircea Ciuhri. 15 studenți, masteranți, doctoranți și tineri cercetători din cadrul Universității Academiei Științe a Moldovei au beneficiat de burse de mobilitate în cadrul Institutului Comun pentru Cercetări Nucleare din Dubna, din Federația Rusă. Daniel este unul din acei studenți și spune că pentru el mobilitatea respectivă a fost o experiență unică. Studiind magnetismul, am gândit că este o chestie destul de know-how pentru noi și este un mainstream acum în știință. Și în domeniul acesta aș vrea să dezvolt mai departe știința noastră. Totuși ar fi mai bine să rămânem în țară, să dezvoltăm știința proprie. Iar Mariana este deținătoarea bursei de merit 2015, care i-a fost oferită sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Pentru ea, aceasta reprezintă o performanță deosebită. Această bursă este o experiență extraordinară, o experiență frumoasă. Pe parcursul tuturor anilor de studii am depus eforturi enorme și într-un final munca a fost răsplătită. Fiindcă îmi fac studiile, programul de master dezvoltare regională și rurală, vreau respectiv prin posibilități externe, interne, ca să creștem și să contribuim la ridicarea economiei în țară și la un nivel de viață mult mai bun. Totodată, peste 45 de studenți de la Facultatea Științe ale Naturii au realizat stagiul de practică la stațiunea de cercetare Ion Gugiuman din Rareu, ce le-a permis să se familiarizeze cu caracteristicile geosistemului din zona Carpaților Orientale. Valentina spune că pe lângă fauna și flora din munții Rareu a avut ocazia să descopere mai multe localități. Am fost foarte impresionați de turismul montan. Faptul că am mers în stagiul de practică acolo, am putut vedea în practică ceea ce am aplicat la cursurile teoretice. De asemenea, clar că ne-a ajutat să ne formăm profesional. Sunt pasionată de natură, de tot ce e verde, frumos. Deja de 3 ani consecutiv, Casa Regală a României oferă instituției câte 2 burse. Mihail este student în anul 2 la specialitatea Biologie Moleculară și în acest an urmează să primească bursa Regele Ferdinand. Spune că este o adevărată onoare pentru el și a muncit foarte mult ca să obțină această performanță. Am trecut printr-un concurs destul de aprig. M-a ajutat să trec, să fiu ales, faptul că am activități științifice, publicații, fac activități extracurriculare, voluntariat și, nu în ultimul rând, activitatea mea academică. Eu am ales specialitatea, biologie moleculară. De fapt, de la început nu știam să mă duc la informatică sau la biologie moleculară, deoarece informatica deja este dezvoltată, iar biologia moleculară se dezvoltă abia. Și până la urmă am decis că biologia moleculară e mai aproape de suflet. Peste câțiva ani, nu știu, mă văd într-un laborator in vitro. Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir a devenit prima instituție din Republica Moldova căreia Directoratul General pentru Cercetare al Comisiei Europene i-a conferit logo-ul Excelența Resurselor Umane în Cercetare, fapt ce denotă că instituția este recunoscută la nivel internațional. Tinerii filosofi pasionați de limba engleză, dar care posedă și limba de stat la un nivel avansat, învață la Facultatea de Științe Socio-Umanistice. Aici, studenții au posibilitatea să-și dezvolte spiritul analitic și critic, abilitățile de comunicare, dar și de soluționare a diverselor probleme social-umane. Îmi doresc să finisez mai întâi cu bine pragul de licență, după să lucrez în acest domeniu ca traducător sau să fac cursurile de pedagogie și să lucrez în domeniul pedagogiei. Această universitate mi-a oferit posibilitatea de a învăța ceea ce îmi doresc cu adevărat. Sunt mulțumită că am ales anume această universitate, deoarece mediul este destul de prietenos aici, destul de agreabil. Mă simt destul de liberă, pot să-mi exprim părerea, pot să cunosc, să capăt cunoștințe noi. Patrimoniul cultural al instituției reprezintă biblioteca, care include aproximativ 4.000 de cărți. Biblioteca universității este amplasată chiar în căminul studențesc. Pentru studenți, ea reprezintă un paradis cu lumea pusă pe raft.
Deseori vin aici și citesc, admir colecția de cărți și vin aici pentru ca să-mi îmbunătățesc cunoștințele. Un avantaj mare pentru bibliotecă este că ne aflăm chiar în incinta căminului și studenții nu trebuie să facă un mare efort pentru a veni să consulte o informație. Biblioteca este împreună cu sala polivalentă și se implică nemijlocit în diverse conferințe, expoziții, lansări de carte. Căminul studențesc al instituției este unul spațios și bine amenajat, prevăzut pentru 423 de persoane, dotate cu cele mai bune condiții de trai. Tot aici se găsesc și camere special amenajate, destinate oaspeților sau părinților care vin să-și viziteze copiii. Este o atmosferă prietenească, sunt condiții favorabile pentru a studia. Ne-am amenajat camera cum ne place nouă. Minos, este spațios, este cald iarna, este bine vara. Condiții destul de bune. Avem plitii electrice, ceea ce e foarte bine și nu sunt pe gaz. Fiecare etaj, bucătăriile au mașină de spălat. Pe această alee frumoasă au fost plantați mai mulți arbori de către personalități remarcante care au vizitat Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir. De exemplu, acest tei a fost sădit aici de către secretarul general al francofoniei, doamna Micael Jean, la 27 mai 2016. Desfășurarea procesului educativ constă în îmbinarea studiilor de la facultate cu activități extracurriculare care au numeroase valențe formative și le permite studenților să-și manifeste creativitatea, să-și dezvolte abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. La Facultatea Științe Exacte a devenit deja o tradiție să se desfășoare diverse concursuri intelectuale la diferite discipline. Am asistat și noi la un concurs dedicat informaticienilor, la care pentru prima dată bătălia s-a dat între studenții de la Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir și studenții Universității de Stat din Tiraspol. La moment se petrece un, hai spune așa, un task de anagrame. Noi trebuie să strângem cât mai mult cu cuvinte din literele propuse. Îmi place foarte mult să particip, însuși sunt o fire care îmi place să concurez. Suntem o echipă tare și noi putem să facem față până la urmă. Și sunt vingători. Da, cred că suntem vingători. Anual practicăm diferite activități extracurriculare, ceea ce ține de diferite cercuri științifice, cercul științific Tânărul Chimist, unde încadrăm atât elevi din licee cât și studenții noștri de la universitate. Participăm la diferite concursuri științifice cu diferite demonstrări, experimente, diferite programe ca Noaptea Cercetătorilor. De asemenea, la universitate se desfășoară și diverse activități socioculturale. Una din realizările de amploare este Harta Moldovei, creată din 160.000 de monede. Lucrarea a fost realizată acum 7 ani cu ajutorul unui colecționer de monede, aceasta cântărea peste jumătate de tonă. Astfel, cu implicarea studenților și elevilor din cadrul Liceului Academiei de Științe, harta a fost realizată în doar jumătate de zi și desemnată ca fiind cea mai mare hartă de acest fel din lume, ajungând în Cartea Recordurilor Guinness. La această lucrare au participat 50 de studenți din cadrul universității și deja 50 de elevi din liceu academic. Această lucrare a fost încununată cu o potcoavă, care a fost realizată din potcoave mai mici, în număr de 3200, și în general această lucrare a călătorit prin lume, împreună cu colecționerul căruia aparțin aceste monede. Pentru studenții care vor să obțină un corp rezistent și să fie mereu în formă, își deschide larg ușile o sală de forță dotată cu echipament sportiv de ultimă generație. Beneficiem de cele mai performante aparate pentru antrenarea mușchilor, pentru a ne menține într-o formă fizică bună. Odată ce noi beneficiem gratis, ne bucurăm și profităm din plin de această oportunitate. Cât de important este să faci sport pe lângă studii? Este foarte important. Pe lângă studii, nu e destul doar să dezvolți intelectual, dar și fizic puțin. Într-un corp sănătos, o minte sănătos. În timpul lecțiilor ne ocupăm la sala de forță,
avem pentru fete, pentru băieți aparte. Avem o sală unde studenții practic tenisul de masă. Recent, circa 200 de absolvenți din peste 30 de licee, părinți și profesori din toate colțurile țării au trecut pragul Universității de Stat Dimitrie Cantemir. Ei au vizitat campusul universitar, facultățile, căminul și au participat la diverse experimente în laboratoarele de chimie, biologie și genetică funcțională, în urma cărora au rămas plăcut surprinși de cele văzute. De-a lungul activității sale, Universitatea a servit viitorilor specialiști drept o platformă de bază care le-a oferit posibilitatea să se dezvolte intelectual. Datorită fortificării cunoștințelor acumulate, absolvenții instituției activează astăzi în diverse instituții de prestigiu. Ecaterina este un exemplu în acest sens. De mică și-a descoperit pasiunea față de biologie și întotdeauna i-a plăcut să cerceteze până la cel mai mic detaliu. După ce și-a luat diploma de licență și de master de la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, a aplicat și la doctorat. Astăzi lucrează într-un laborator de imunologie, unde elaborează analize medicale la hormoni, dar pe lângă aceasta efectuează și analize biochimice. La universitate m-a ajutat să învăț practica de a mânui activitatea în laborator, să vii doar cu cunoștințe, bagaje de teorie. Da, sigur, am învățat și asta, însă nu la toate universitățile, adică practica este atât de mult pus accent. Un lucru cert este că nu doar cei din modeling ajung pe copertele celor mai cunoscute reviste, iată că și știința poate capta atenția. Datorită activității sale asiduie în laborator, Ecaterina a ajuns să reprezinte astăzi imaginea laboratorului medical în care activează. După ce m-am văzut pe copertă, pe calendar, pe carduri, atunci îmi dau seama, păi oamenii aceștia au încredere. Chiar aș îndemna următorii studenți, de ce nu să nu faceți biologie moleculară, adică aveți toate șansele, adică să creșteți, nu știu, la un nivel... Să ajungeți și pe copertă. Păi sigur. Cercetarea reprezintă o studiere minuțioasă care necesită multă răbdare, migală, tenacitate, dar nimic nu se compară atunci când rezultatul obținut este pe potriva așteptărilor. Despre aceasta ne-a convins Irina, fiind absolventa universității, deja de 4 ani activează în calitate de cercetător științific în cadrul Institutului de Chimie. Pentru că apa poluată reprezintă o problemă majoră în Republica Moldova, Irina și-a pus drept scop să găsească o metodă optimă pentru purificarea apei prin intermediul cărbunilor activi. Aici avem un cărbun obținut din coș de nucă, care va fi utilizat în continuare pentru purificarea apei potabile. Vreau mai repede să aflu rezultatul, într-o același timp nu pot să fac asta rapid, din cauza că vreau ca rezultatele să fie foarte bune și să fie veridice. Chimia rămâne, este ceva frumos, trebuie mereu descoperită și când am lucrat în chimie, permanent rămâne loc pentru a redescoperi ceva nou. Absolvenții ai universității au demonstrat că știința nu se rezumă doar la partea teoretică, dar și la cea aplicativă. Astfel, în baza cunoștințelor obținute la universitate, și-au unit eforturile și împreună au înființat o companie de consultanță, prelevare și analiză a probelor medicale, cu scopul de a moderniza vectorul serviciilor sectorului medical din Republica Moldova. În acest fel, aducând pe piață servicii de medicină bazate pe dovezi. Practic toate cunoștințele necesare care noi încercăm să aplicăm aici, deci sunt bazate pe acele cunoștințe deci acumulate în Universitatea Academiei de Științe. Universitatea a servit ca prin platformă de a ne dezvolta ca tineri intelectual versați în ceea ce ne propunem noi a face ulterior. Rămânând a fi sigur acel aport care a dezvoltat în noi mai departe acea creativitate, noi am pășit în acea instituție în prim plan într-un an ne face studiile și de fapt cine le-am făcut cu mare succes și venim astăzi cu recunoștință. Și Ion este absolventul Universității Academiei de Științe a Moldovei. Datorită bagajului bogat de cunoștințe obținut la facultate, în prezent activează în calitate de șef de laborator în cadrul aceleiași companii. Există în popor la noi afirmația practică bate gramatica. Vreau să spun că nu este chiar așa. Cunoștințele teoretice care le-am obținut la universitate mă ajută foarte mult ca din cei ce am să prepar până la sfârșit rezultatul pacientului. Funcția care o dețin acum
oferă, spun așa, multe responsabilități. În plus, nu pot să las pasiunea mea deoparte, care este biologie moleculară. Iar Ionela a absolvit Facultatea Științe Socio-Umanistice. Este fericită că universitatea i-a pus o bază teoretico-practică de cel mai înalt nivel și i-a oferit șansa de a pleca în Statele Unite ale Americii pentru un schimb de experiență, care ulterior i-a deschis noi oportunități. Studiile m-au ajutat într-adevăr foarte mult, atât în domeniul profesional, cât și în viața de zi cu zi, pentru că îmi place extraordinar de mult să călătoresc în multe țări și am înțeles că dacă nu știi engleză nu prea faci față. Îmi place să împart cunoștințele pe care eu le-am dobândit acolo de la profesori extraordinari. Știu că așteptați cu nerăbdare rubrica Nota Bene. În acest an, universitatea oferă un loc sigur de muncă după absolvire, iar în timpul studiilor, o bursă de cercetare suplimentară la bursa de studii. Dar mai multe detalii le aflați imediat. Până în prezent, noi obiectivul major a fost de a susține studenții care își făceau studiile. În anul care vine, am avut o înțelegere stabilă cu fondatorii și toți studenții care vor aplica și vor îmbrățișa domeniul științelor biotehnologice și vor participa în procesul de cercetare și vor fi motivați să-și facă studiile, să obțină o specialitate în domeniul biologiei, biologiei moleculare, ecologiei, științelor naturii, vor beneficia de rând cu bursa de stat, de o bursă suplimentară chiar din prima zi de studii în cadrul universității noastre. În cadrul universității, un efort deosebit este depus pentru a găsi resursele financiare și a susține tinerii care doresc să execute sau să participe în procesul de cercetare. Astfel, pe parcursul anilor a devenit o tradiție de a oferi suplimentar la bursa de stat, bursa de cercetare. În cadrul universității avem trei tipuri de burse de cercetare. În primul rând, bursa Mircea Ciuhrii, care este oferită de către feciorul acestui mare renumit savant. Burse de mobilitate care permit studenților și tinerilor cercetători să participe în străinătate la diferite conferințe științifice, precum și bursele pentru cei din păturile social vulnerabile. De rând cu aceste burse, deja al treilea an, Casa Regală oferă două tipuri de burse, bursa Regina Maria și bursa Regele Ferdinand, bursa Nizami, care este o bursă oferită studenților și doctoranzilor de la Facultatea de Științe Socio-Umaniste. Eu vă zic toate bune și vă aștept sâmbăta viitoare la aceeași oră. Și nu uitați că știința este cea mai lungă și sistematică curiozitate care așteaptă ca voi să sorbiți din ea și să înțelegeți că imposibilul poate deveni realitate dacă crezi, vrei și acționezi pentru a atinge culmile succesului.